Salut, prieteni! Vreau să vorbim azi despre o companie destul de interesantă care se numesc creditele externe. Mulți se bucură că Republica Moldova mai iau niște credite, un miliard de dolari sau mai multe. Astfel, ne se promite că se va relansa economia. Însă, nu lucrurile sunt spuse până la capăt. Dar să începem cu un exercițiu. Cât, ce este posibil de cumpărat în Republica Moldova de un miliard de dolari? Sau un miliard de euro? La mulți o să apară și o impresie că, wow, ce se poate de făcut în țara asta cu un miliard de dolari. Însă răspunsul este mult mai prozaic. În Republica Moldova, de un miliard de dolari, nu este posibil de cumpărat nimic. Și anume, deoarece valuta de referință sau moneda națională este leu. Tot ce se vinde și se cumpără în țara asta, conform legislației, se vinde în lei moldovenești. Și dacă ne creează impresia, uite, se poate cumpăra automobile? Nu. Automobilele, ca să le plătești, trebuie să le cumperi de psihotare. Exact cu tot miliardul de dolari creditat, va fi nevoie să cumperi produse de import. O să apară iarăși întrebări. Nu, oameni buni, noi putem să ne ducem la bancă, schimbăm în lei și brusc avem cu ce cumpăra. Le duci la bancă, dar banca, având surplus de dolari, le va converti, le va da sub formă de credite importatorilor, care vor importa lucruri, vor plăti petrolul, gazele, automobile, materiale de construcție și așa mai departe. În valuta străină, în Republica Moldova, nu poți cumpăra nimic, dacă vorbim pe documente. Până și la vânzare de apartament, se face un echivalent în lei, când se scriu facturile de la producători. Ce se întâmplă într-un limbaj simplu? Are loc îndatorarea țării, dar totodată te-ai îndatorat cu un miliard de lei, dar cu același miliard de lei exact, tu dezvolți economia țărilor în care această valută este convertibilă. De un miliard de dolari vei cumpăra suplimentar marfă pentru a o duce în țară. Ca să fie mai ușor de înțeles, vom merge pe varianta inversă. Închipuiți-vă că Republica Moldova creditează Ucraina cu un miliard de lei. Ce poate cumpăra ucraineanul în Ucraina de un miliard de lei? Nimic. El va fi nevoit să treacă granița cu tot miliardul de lei, să cumpere din Moldova produse de toate tipurile, materiale de construcție, produse alimentare, textile, care îi va cheltui în Republica Moldova, va dezvolta economia Republicii Moldova, după care, la sfârșit de scadență, ne va mai fi dator cu un miliard de lei. Deci, aceiași bani lucrează de două ori pentru o economie. Ce se întâmplă în astfel de cazuri? Dacă vorbim de renumită program Prima Casă, unde un program destul de ok pentru tineri, din cauza că nu s-a făcut planificarea în timp, conform principiilor de industrializare, la noi oamenii luau credite, banii îi duceau la firma de construcție la care cumpărau apartamente, deoarece apartamentele noi, dacă e un credit de lungă durată, e un apartament nou, iar firma de construcție schimba toți acești bani în dolari și respectiv importa materiale de construcție, mare majoritate sunt de import, și respectiv din bugetul de stat, legal, plecau destul de mulți bani pentru a dezvolta economiile altor țări. Cum se rezolvă această problemă? Se face pentru o anumită logică. Inițial, se creditează firmele de construcții, de materiale de construcții din Moldova, care produc ciment, armatură, vopsele, toate componentele din plastic pentru amenajare, după care se formează și programul de creditare care se dezvolte. Și se creditează în moneda națională. Dacă se face sub altă formă, dezvoltă economia altor țări. Și mulți o spun, credite în Republica Moldova sunt scumpe, deoarece este inflație. Dar inflația nu tot o generează instituțiile statului. Priviți atent cine este generatorul, inflație fără instituțiile statului nu este posibil. Când se spune că inflația este importată, dacă o să ai producție internă, și cel mai bine supraproducție, nu o să ai inflație importată. Dai voie să formezi anumite monopoluri și să formează inflația. Deci, revenim la ideea inițială și cu titlul de concluzie. Creditându-ne din exterior, noi ne mărim gradul de îndatorare, ne facem presiune asupra bugetului de stat și nu atât de mult dezvoltăm economia cum ni se promite. De asta, de un miliard de dolari în Republica Moldova nu poți cumpăra nimic. De un miliard de dolari poți cumperi producții echivalent cu un miliard de dolari de import. Și noi trebuie să ne bazăm pe resursele interne, cât mai mult credit din interior, dar să le luăm ieftine. Astfel vom dezvolta economia, dar nu prin alt fel de proceduri. Nu trebuie schimbarea regulilor economice, pentru că ele sunt stabile. De asta este comod să creditezi pe cineva în valuta ta, dar nu să iei credite. O zi bună!